Direcția regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor a anunțat că timp de 30 de zile accesul în sediile instituției mai este permis doar celor care au certificat verde și susținerea probelor la examenul auto depinde de noile restricții. Deși hotărârea de guvern privind accesul în instituțiile publice pe baza certificatului verde a intrat deja în vigoare, zeci de cetățeni s-au prezentat astăzi la Serviciul Public Comunitar de regim permise de conducere și înmatriculări vehicule din Mehedinți, fără a cunoaște foarte bine regulile. Dar v-am spus că aveți certificat verde, dar nu aveți dumneavoastră. În puțină, dimineața se putea intra și peste oară nu se mai poate intra. Se schimbă lucrurile. Reprezentantul Serviciului Public Comunitar de regim permise de conducere și înmatriculări vehicule din Mehedinți a făcut astăzi precizările pentru a clarifica situația accesului în sediul instituției. Accesul persoanelor în incinta serviciului nostru este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 numai vechi de 72 de ore, ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 48 de ore și persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Facem precizarea că aceleași reguli se aplică și candidaților pentru obținerea permisului de conducere, atât la examinarea probei teoretice, cât și la proba practică. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin intermediul unui document pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.